Salutare, dragii mei! Iată că a venit rândul să citim iarăși povestea. Astăzi vom citi o poveste despre un băiețel care nu vroia să se spele pe dinți. Citim să vedem ce i s-a întâmplat. Haideți! A fost odată un băiețel pe nume Mihăiță. El nu vroia nici de cum să se spele pe dinți. De câte ori îl întreabă mama, el răspundea mințind: „Da, mămico, dinții mei sunt curați lună.” Un timp merse cum merse. Dar, într-o noapte, Mihăița a avut un vis năstrușnic. Dințișorii săi toți se văicăreau și plângeau: „Curăță-ne, curăță-ne, de nu ne cureți, putrezim și cădem cu toții.” Și ei se mișcau și clănțăneau în gură. Dimineața, când se trezi Mihăiță, fugi la oglindă ca să vadă dacă mai are dinți în gură. Apoi își imagină cum ar fi dacă ei ar putrezi cu adevărat. N-ar mai putea mânca decât terci, n-ar mai putea mușca niciodată dintr-un măr, nici gumă n-ar mai putea mesteca. Ar fi pur și simplu groaznic. Nu, așa ceva nu vroia în niciun caz. Și astfel își puse în gând ca de acum încolo să se spele pe dinți în fiecare zi. Dar voi cum credeți? Trebuie de spălat pe dinți? Neapărat că da! Chiar vă îndemn, spălați-vă pe dinți, că numai așa o să aveți dinți sănătoși. V-a plăcut povestea? Eu cred că da. Așteptați-mă, o să mai citim povești interesante, iar acum vă zic la revedere!